zicea lui Titi? Ăla e lui Titi. E? Da. Și era Titi. Așa are. Mhm. Da, mami. Așa cu tati. Glavo și cu mami. Mami, thank you, mom. Unde? A venit moș Nicolae? Da. Bravo, ai fost cu minte? Unde acolo? Bine, ai fost cu minte? Da. Ai văzut cum a ajuns toată să vorbăță? Asta este mult! Wow! Moș, nu ți-o adus. Uite, mai ai ceva în papuc. Mai ceva în papuși, Didi. Ciocolată! Tata, ciocolată! Mama, că vezi? Didi. Și mai ești în șeabă, papuc. Așa se leagă un bebeluș? Așa o să le legi în frățiorul tău? Da, și mămică responsabilă. Du-și să trezești pe tati. Am intrat până la magazin și am luat ceva pentru fiunuțul nostru din Moș Nicolae.
Am luat așa două perechi de șosete. Au antiderapante și pe o parte și pe alta. O pereche de pantalonaș. Și un hanorac. Și o jucărie. Și acum mergem să le ducem. A, uitați-mi și halarata de Lina. Deși murdar din urmă. Țigăncușa. Cum să nu știe? Baby, doi. Uite că se râde. Uite. Da? Dar tu vrei un frățuar? Da. Bine, îți place. Adică să ne acută. Îți spune, Matei e frumos? Matei. Da. Uite acolo, Nana. Ce faci, Nana? Te filmează? Stai ca ceva la uri. Urechiuțele astea nu și nu vedea să le mănânc eu? Da. Să copi Nana urechile? Ia s-o apucat să învârtă. Așa, cum l-a dat? Mulțumesc. Las-o acolo. Las-o acolo. Las-o aici. Așa. Ce vrei să spui? Ha? Stăm și așa. Ceva din Moș Nicolae vrea să spun. Nu uite la că stăm și așa. Îi ține echilibru și astea picioare. Da, hai, unii plec. Unii. Uleu! Unii vrei să pleci? Ce urât faci? Dar nu sunt fac, eu acum de astea. Unii vrei să pleci? Mame, mâncă-te taica! Unii plecăm? Dacă vrei și obtini. Nu, plecă-te aici. Stăm așa? Da. O șartă pe Andelina. Nu, cred că îl șartă pe Moș Nicolae, că a dus Rian și apă. Cred că. Nu? Îl șartă pe Moș Nicolae? A venit Tonia la tine și ce joci pe ea? O mai primi fetele cu grămadă de culori din astea, pijamale, dulciuri. Moș Nicolae vine des. De multe ori zi, nu? Da, nu mai pot scrie că eu de când vreau să zic cu mama că nu e Moș Nicolae. Și a trecut așa de repede zile, parcă a fost numai de ieri și azi a venit. Da. Dar nu așa. Pupo, nu așa. Pupo. A de la Antonio. Antonia. Întreabă, unde e Maria? Maria acasă. Maria acasă, îi duc la Ana. Au, abia și spune ziua mea. Bravo. Pa. Ce ai acolo? Mașinăriduță. Cât ai primit tu, Doamne? Ia să vedem. Asta e alu Ale? Asta e o Didi. Celălalt e alu Didi. Odis. Au primit și ăștia de la cumătrii. De la Antonia au primit pijama. De la sorme. Asta e o Didi. Da, e alu Didi asta. Uite ce frumos e. Wow. Mami, ce le fac? Au primit culori. Mami, carioci. Pijamale. Fac, mami.
Să-l desfac? Da. Poți meu. Nu ce frumos era. Stai. Wow. Dar ție nu te interesează maimuțoiul. Ciocolată. Aoleu, ia să vedem. Dar n-ai mâncat mâncare. N-ai mâncat mâncare. Ca să mănânci ciocolată. Ia să vedem, astea ce-i. Da, bune. Da, mami. Hai să mami. Dar n-ai mâncat mâncare, Adelina. Okay. Asta e alualea, asta pune înapoi. Pune înapoi acolo, sub braț, că nu o desfăcem. Mami. Ia să vedem. Și bomboane albe. Papa. Ia vezi, e bun? E bun? Și dăm șuroale de acolo, da? Nu are rost să le desfăcem pe amândouă. Asta pune înapoi acolo. Ok. Chiar îți faini, măimuțoi, ești. Ninge. E 12 noaptea. Și mă uit cum ninge. Trebuie să vină Cosmin de la lucru. Ce frumos. Abia aștept să vadă fetele mâine dimineață. Bine, Adelina au văzut un pic înainte să culce. Dar nu era așa, doar un pic. Păi fric din numai. Și ți-am pus iaurt, șunc, mere și clementină. Hai, pune înapoi. Aici? Ce faci? Hai să vezi că e fric la mult. Ia. Așa. Hai, apropiate, da? Okay.
Bicep? Da, mă bicep. Tara, mă zău lecuți fic. Stai, da? Fără asta. Ai și făcut de iarnă un deci, dar îmi vine să fie un deci. Și zâmbești? Și zâmbești? Îmi poate și și el, cred. Păi și nici nu bazi este orice. Este pădă când vine un deci. Nu e zăpadă. Nu te-a crezut. Nu uitați, nu te zăpadă. Nu uitați, e zăpadă. Nu uitați, e zăpadă. Nu uitați. Nu uitați, acolo e biecul. Scrum, Fabio. E biecul, da. Zăpadă, ciuci. Hai, usuleță. Hai, acolo e Iza. Hai, răbdare. Hai, nu am curaj, mă curaj, nu știu ce. Am venit. Hai bine, am venit. Dă pe tată. Țelul. Nu? Ce-i cu tot? Hai mâna, că s-a curat. Ce viteză, șef! Da, nu-i vadă! De ce? Să n-am văzut. Dă mâna la da. Aoleu, s-a putea să o iau. Zăpadă și bucuroasă-i fata cu nins, un nins la noapte. Și așa de frumos. Dar că nu o să țină mult, îți convinsă de treaba asta. Mergem să o ducem pe Didi la grădini. Pe alea am dat. Îți place, Didi? Că la grădiniță. Mamă, am înghețat. O dus-o la grădini. E așa de fericit, Adelina cu nins. Noi am arătat pe geam din casă. Am zis că o las să vadă când iasă afară. Dar i-au văzut pe acoperiș la bloc. Și mi-au spus că, mami, uite zăpadă. Gingambei. Iar la Crăciun spune gingambei. E atât de bucuroasă. Alexia nu a avut nicio reacție. La Alexia n-am putut să filmez sau pentru că ea pleacă mai dimineață la grădiniță și sunt foarte pe grabă, așa, nu am timp nici măcar să pun mâna pe telefon să filmez. Mai ales că azi dimineață m-a trezit mai târziu, în 10 minute trebuia să fie gata. Da, aici nu se vede de fain pe telefon. În realitate se vede așa de fain luna. Mare. Înapoi acasă.
mă duc să intru în beci ca să caut papuci. Că am papuci de iarnă acolo. Și umblu cu o pereche. Și fetele trebuie să aibă. Să mă duc să văd ce mai este pe acolo. Ai, ai, ai. Alunic. Greu la deal. Mă duc acum, după ce lume mă duc. Singurul meu ales, nu intru în beci. Unde ești, bre? Trebuie să fac ceva să mâncăm. Când e cafoane. E vreo 10. Am băut cafeaua. Butoiul meu. Explodez. Am să fac niște lipide din astea cu brânză, șuncă, ou. Da. Sunt foarte bucuroasă cu mine în afară. Ședinia dimineață, mai chiar și bucuroasă era. Papușii din beci. Am găsit o grămadă de perechi. Dacă nu mă duceam să caut în beci, cu siguranță cumpăram alți papuși, pentru că spuneam că nu avem. Am găsit și pentru fete și pentru mine de anul trecut. Trebuie să-i bag la spălat. Acum am băgat o mașină de haine. După, cred că s-a terminat. De acum trebuie să mă duc să bag papuși. Să-i spăl pe toți, pentru că, da. Am lăsat un an în beci. Acum pun lipia. Las un pic așa. Am luat astea ieri de la Lidl, e brânză cu nuci și migdale. Chiar sunt curioasă să-ți văd cum e. Era vreo 2 euro și ceva 3 euro. Bucățelul de astea. Punem aici, să vedem cum sunt. Didi. Didi. Se bucură. Ia-și trage cășura cu tăcuz. Joacă-te, Didi! Dar s-a topit. Nu este o leacă. Vezi că e gheață acolo. O iei. Ea are tricosumi de astea de... Are tricosumi de zăpadă rămasă de la Alexia două. Și unul aici de anul trecut. Aole! Stai așa să facă dacă e poză, da? Stai acolo.
Era leșită, parcă a avut febră. Cred că am învățat azi la grădiniță să fac îngerașul. Liniște. Sigur de la grădiniță. Hai să învățat. Am trecut, nu știa, nu făcut. Pe afară, corbiu. Vrâmbă-te. Ești trăgă. Na. Parcă e un urs. Deja mă mai aș face e zăpadă mai mare. Aha, da, cu și. După aceea se urs. Alexa nici nu a băgat de seama azi dimineață cu Niz. Hai, hai, mergem, ca să păpăm și facem mai și mergem în exală, da? Da. Ies, ești mare. Scuter, mă, scuter, mă, da. Uleu. De mâncare m-am hotărât să fac o mâncare de cartofi cu carne de vită. Un fel de gulaș, dar nu prea mi-a să mie ca un gulaș. O mâncare de cartofi mai bine cu carne de vită. Aici am o bucată de carne de vită care trebuie să o tai. Și am să pun ceapă, am aici două cepi, roșii pasate, bulion din ăsta, zarzavat. Am aici ultimul borcan de zarzavat din România, de la soacră mea. Și după aia gata, nu mai am. E foarte de ajutor zarzavatul. Altfel trebuie să stau să toc fiecare legum în parte. Aici am pătrunjel, cartofi, mai pun sare, piper, un pic de usturoi, condimente după gust. Dar în principal cam atâta folosesc. Thank you.